Hristos a înviat, stimați prieteni, suntem în sărbători, toată lumea practic se odihnește, fiecare stă cu familia lor. Mă gândeam la analize economice, ce temă să alegem noi ca pe de o parte să fie util, interesant, pe de altă parte să nu vă deranjăm foarte mult cu sărbătorile în care sunteți. Colegii mei au sugerat de ce să nu vorbim despre industria vinului din Republica Moldova, cu atât mai mult că despre acest subiect noi mai vorbim, dar mi-am adus aminte tot ce am vorbit noi până acum a fost de fapt legat de exportul de vinuri. Dar date privind plantațiile de vii, producția de vinuri, de struguri, nu am prea făcut-o și m-am gândit că ar fi bine să avem o astfel de date. Știți că una din scopurile care le avem noi, IDIS Viitor, împreună cu cei de la Privesc Eu, cu care facem această ediție de analize economice, este legat de faptul că încercăm să aducem date statistici care să devină ca date de referință pentru cei care vor să analizeze mai bine un subiect sau altul. Deci e bun, vă spun bun venit la analize economice cu numărul 150, este un număr rotund și astăzi vorbim despre industria vinului și de fapt este o primă analiză de felul acesta prin care noi vom vorbi despre mai multe cifre care nu au fost date până acum. Haideți întâi să începem cu plantațiile de viță de vie care are Republica Moldova. Dacă observați, am luat-o din anul 1960, Republica Moldova, recordul de plantații de vie a fost în anul 1980, când am avut 256.000 de hectare de viță de vie, din care 229.000 în gospodăriile organizate, în întreprinderile agricole și 27.000 la populație, deci practic era populația care avea viță de vie. Eu am împărțit toate pe gospodării sau pe întreprinderile agricole și sectorul individual care în ultimii ani, mulțumim biroului de statistică, ne-a împărțit tot în două categorii. Sectorul individual este împărțit în gospodăriile de fermieri și doi, populația care are acasă viță de vie. După aceasta, știți foarte bine când s-au scos vițele de vie în Republica Moldova, către anul 90 am ajuns la 200.000 de hectare. Aici vreau să spun doar un lucru. Noi vorbim despre vița de vie și am vrut să vorbesc despre vița de vie utilizată, plantată pentru strugurii tehnici care noi producem vinurile din Republica Moldova, dar ce trebuie să menționez că și în perioada sovietică am avut plantații de vița de vie pentru struguri de masă, am găsit această informație și acum tot avem undeva peste 20.000 de hectare, așa că atunci când vă uitați la cifra care aveți cu 120.000 de hectare, 115.000 de hectare, undeva 20.000 de hectare este vița de vie pentru strugurii de masă. Deci pentru strugurii tehnici noi în Moldova avem în partea dreapta a Nistrului 95%. Ați fost foarte atenți, am spus și partea dreapta a Nistrului. Din ce cauză? Din simplu motiv că mai avem și stânga Nistrului. În stânga Nistrului, până în anul 90, sunt și plantațiile din stânga Nistrului. După 90, stânga Nistrului nu este, dar acolo noi avem în total undeva 6.000 de hectare, de aceea plantațiile din stânga Nistrului practic nu ne fac nou, nimic nu ne schimbă landșaftul, la cei 115.000 de hectare de viță de vie, mai adăugați încă 6.000 din stânga Nistrului, aveți 121.000. Deci, din câte observați, în anul 2023 noi am ajuns la minimul plantațiilor din vița de vie din anul 60. Nu din 60, din 50, dar voi încerca să găsesc datele. Deci suntem pe minimul. Nu aici aș face foarte mare dramă decât aș menționa două lucruri. Acum și aveți vedea din ce cauza a scăzut. Deci noi în prezent avem și foarte multe plantații hiperintensive, care au productivitate cu mult mai înaltă decât a fost cel vechi, de aceea că un par hectarul de acum cu hectarul din trecut nu prea are sens. Doi, avem plantații care, de fapt, au scad din rândul populației, de fapt, populația având plantații foarte învechite le scot, iar în prezent sper că într-o următoare ediție vom vorbi despre plantațiile intensive care sunt în Republica Moldova și prin care noi le substituim pe cele vechi. De aceea, să spui că 115 hectare, 115.000 acum este mai puțin decât, să zicem, 10 ani în urmă când erau 145.000, este foarte greu, deoarece foarte multe plantații aveam noi și ele sunt cu mult mai bune. Cum sunt repartizate plantațiile?
Datele aici sunt destul de aproximative, deoarece biroul de statistică calculează numai plantațiile mari, care sunt mai mult de 10 hectare. Vă dați seama că noi, populația în special are și fermieri, au plantații foarte micuți. Din acest motiv, eu am folosit datele recensământului agricol. Datele recensământului agricol cel mai bine ne permite să facem analiza. Și dacă ne uităm atent, cel mai mult este în Cahul, de fapt sudul Moldovei, 11,8% din toate plantațiile sunt în Cahul, urmat de Găgăuzia, Hâncești, Călăraș, Trășeni. Primele 5, dacă observați, au mai mult de 5, de fapt sunt cele mai mari, tot sunt în centru sau în sudul Republicii Moldova. Care este producția strugurilor, soiilor tehnice în Republica Moldova? Noi, în prezent, într-adevăr, avem și o producție de struguri de masă. Am făcut o analiză recentă, dumneavoastră țineți minte foarte bine, unde am menționat că Republica Moldova a devenit, strugurii de masă au devenit producția noastră numărul unu de export din producția agricolă, din fructe care le avem noi. Deci am trecut mierile, am trecut absolut toate tipurile, trebuie să ne mândrim cu aceasta, dar strugurii tehnici sunt cei care sunt utilizați pentru producția vinului. Ori astăzi noi vorbim despre industria vinului și dacă observați atent, recordul nostru absolut a fost în anul 1982, când noi am produs aproape 2 milioane de tone de struguri sau 2 milioane de tone. Deci este un record absolut care niciodată n-a mai fost atins. Nu sunt agricultor ca să vă spun care au fost condițiile climatice care sunt favorabile. În adevăr, acest nivel nu l-am atins niciodată. Veți vedea la statistică, cifra este ceva mai mare. Eu am reușit să găsesc și date și că atunci tot erau struguri de masă. De aceea, din această 2 milioane de tone sunt scos struguri de masă. Biroul de statistic dă datele din 80, dar ei dau tot strugurii. Deci datele mezi o să vezi cu cei de la biroul statistic, eu am exclus strugurii de masă. În prezent, noi am avut în 2023, am avut 463.000 de tone de struguri tehnici, struguri care folosesc pentru vin, este mai mult decât în anul 2020, când am avut 378.000 de tone, dar oricum cu mult mai puțin decât în perioada până în 2018. Dacă observați, până atunci am avut foarte mult. Dacă să ne uităm cine a produs cel mai mult, observați că la noi sectorul individual, în perioada sovietică, 15-20% din struguri erau produși în sectorul individual. În perioada 2006-2010, când practic au dispărut gospodăriile agricole, am ajuns 80% din struguri erau produși din sectorul individual. Acum sectorul individual a ajuns la 70%. Este cu mult mai, dar mai puțin decât a fost, dar oricum încă rămâne destul de puternic. Dacă ne uităm pe cifre, veți vedea, uitați-vă, am luat din 2016 producția de struguri după trei categorii, întreprinderile agricole, și dacă observați, întreprinderile agricole au produs în 2016 123.000 de tone, acum au ajuns la 137.000. Doi, populația, de fapt, sunt cei care a scăzut, a fost cu 250.000 de tone și acum am ajuns populația la 100.000 de tone. De fapt, toată reducerea este din cont populației. Practic, populația care a primit vița de vie, fie ca cote, fie ca ceva, nu au reușit să-l transforme într-o afacere. Fermierii până ce stau destul de bine, adică ăștia micuți, am putea spune în felul următor. În Republica Moldova, populația ca principalul furnizor și producător de struguri tehnici, practic încet, să o spunem așa mai delicat, dispare. Deci la 250.000 de tone, de la o dominație clară, acum populația, de fapt, a ajuns să nu mai domine piața producției de struguri. Doi, fermierii au preluat, de fapt, s-au transformat în fermieri și asta este bine pe de altele, că avem, vorbim totuși de agricultură organizată și întreprinderile agricole își mențin poziția cu o ușoară creștere. De fapt, aici noi încă avem mult de lucrat și sper că aceste date vor fi utile pentru cei care au decizia. Care este producția de vin în Republica Moldova? Aici trebuie să o spunem că aceste date până la independență sunt cam ciuntite. Și voi explica din ce cauză. Pentru cei care au uitat, în perioada sovietică, Republica Moldova producea vin, dar nu tot vinul îl producea Moldova. Foarte mult vin al Republicii Moldova erau produs din struguri moldovenești, la întreprinderi moldovenești, dar care erau amplasate în afară Republicii Moldova, în special în Federația Rusă. Nu am reușit să obțin date cât produceam noi atunci, de aceea datele din perioada 70 până în anul
90 ceva, sunt relative din simplu motiv că o mare cantitate din vinuri care erau produse peste cotarele Republicii Moldovenești Socialiste, cum era atunci, și erau produse în alte părți. În perioada de independență, recordul absolut, dacă observați, după anul 2002, la noi brusc a crescut producția de vin. Poate vreodată voi povesti separat, dar vă spun foarte cu ce s-a întâmplat. După criza din 98, în Federația Rusă, care a trecut printr-o criză totală, brusc au crescut veniturile populației. Deci în criză s-a dus în jos, 2001, 2002, 2003, nu doar în Federația Rusă, în toată lumea, dar și în Federația Rusă. Și atunci când a crescut veniturile populației din Federația Rusă, ei și-au schimbat și preferințele de consum de la vodka lor, mulți au trecut la vin. Și a crescut brusc cererile de vin în Federația Rusă. La acea vreme, rușii, în afară de Moldova, nu știau nimic. Din cauza aceasta, foarte mulți investitori ruși au venit în Republica Moldova, au investit, au cumpărat fabrici de vin, au cumpărat podgori, au cumpărat tot. Dumneavoastră știți foarte bine, practic, industria noastră, uitați-vă, de la 150 de mii de tone, a crescut la 400 de mii de... la 150 de milioane de litri, am transformat tot în litri, la 405 milioane de litri de vin. Dacă împărțim în sticle la 0,7, atunci, în general, spărnește aproape 600 de mii de sticle, 600 de milioane de sticle, deci o creștere de 3 ori în doar 3 ani de zile. Însă știți, toată fericirea aceasta a durat exact până în momentul când Republica Moldova și-a declarat pentru prima dată clar și respicat că vrea să integreze Uniunea Europeană și atunci fratele de răsărit a hotărât să ne țină prima lecție. Și brusc la noi s-a redus și producția de vin, și exportul de vin. A fost un șoc la care trebuie să spunem așa cum este cu subiect și predicat. Noi până în ziua de astăzi nu ne-am revenit. În ziua de astăzi noi avem o producție de vin de 155,6 de milioane de tone de litri de vin, care este, să zicem, mai mult sau mai puțin comparabil cu tot ce s-a întâmplat după 2007. De fapt, după 2007, la noi producția de vin, cum a coborât de 2,5 ori, cam așa și a rămas. Una din explicații este că am pierdut piața care am avut-o, care tot a apărut așa din senin. Bunelul meu spune iaz de ploaie. A venit ploaia, este iazul, nu e ploaia, nu iazul. Deci a fost o piață, ușor a venit, ușor a plecat. Care sunt cei mai mari 10 producători de vin din Republica Moldova? Cel mai mult vin se produce în municipiul Chișinău, la mai de 5 ani de zile, 25% fiecare a patra sticlă de vin este produsă în municipiul Chișinău. Pe locul 2 este Găgăuzea, fiecare a 5-a sticlă este produsă în Găgăuzea, apoi merge Cantimirul cu 11%, Cahulul cu 10% și Strășeniu cu 6%, termină acest top al Oveniu cu 6%. Observați foarte bine, deci primii 10 producători dețin peste 90% din tot producția de vin, restul practic în țara noastră nu e, de fapt tot vinul, toată producția de vin. Dacă struguri în Republica Moldova sunt cumva împărțiți în alte regiuni, atunci producția de vin este destul de tare concentrată doar în aceste regiuni. Care este exportul de vin a Republicii Moldova la ziua de astăzi? După cum vedeți, până în anul 2000 vinul era un produs important a export. Explozia adevărată a avut 2003-2004-2005. V-am explicat din cauza. În Federația Rusă brusc a crescut cererea de vin. Ei au văzut o piață nouă, au venit, au investit aici. Și de fapt, investiția aici, iarăși s-a demonstrat modelul acela, că tu ai vânzare atunci când ai piață de desfacere. Deci nu existența viților de vie și nu existența fabricilor de vin ne-a creat acest export de 178 de milioane de dolari. Dar a existat o piață de desfacere și această piață a generat aceste vânzări. În acea perioadă, din 2001-2005, vinurile reprezentau 26% din tot exportul nostru. Deci o pătrime din toate exporturile Republicii Moldova erau vinuri. După aceasta, observați, s-a scăzut până la 108 milioane și acum noi ne menținem mai mult sau mai puțin stabil la 140 de milioane. Eu nici nu mai verific cifrele, întotdeauna spun, exportăm 140 de milioane de dolari vin, dintre care, dacă observați în prezent, vinul a ajuns sub 5%. Dacă el era cândva 25% din tot exportul nostru, acum a ajuns sub 5% sau practic 95% din alte produse, noi exportăm numai nu vin. Deci vinul este brandul nostru, este ceea ce ne mândrim noi,
numai că am ajuns 5% lucruri care trebuie să ne dea de gândit. Evident, în afară de vin, Republica Moldova exportă și alte tipuri de băuturi. Eu le-am luat toate băuturile posibile și dacă observați, în perioada 2001-2005, vinul reprezenta 88% din tot exportul nostru de produse alcoolice. Deci, altele tot le avem, dar nu foarte mult. Și acum mai avem o tendință nouă. Deci, vinurile în prezent sunt, tot domină, dar sunt mai puțin de 60%. Este încă un lucru nou și cred că aici trebuie să avem de lucru. Guvernul Republicii Moldova trebuie să atragă atenția la faptul că, da, vinul este brandul nostru de țară, este ceea cu ce ne mândrim noi, dar inclusiv după ce am semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv după ce noi ne-am făcut ordine în toate produsele noastre alcoolice, știți, mai foloseam și denumiri care nu aveam voie să le folosim, făceam multe alte lucruri, deja s-au civilizat și cei din stânga Nistru, nu mai folosesc denumirile care nu au dreptul să le folosească denumiri de origine și noi în prezent 40% din toată producția care noi exportăm și creșterea, de fapt, în ultimii ani de zile, dacă vă uitați, are loc nu atâta din contul vinului, cât din contul altor produse alcoolice. De aceea, Republica Moldova, ca țară, care până la urmă cel mai mare produs exportat al nostru este producția agricolă sau producția prelucrată agricolă, de fapt, agricultura și industria alimentară din agricultură este jumătate din tot exportul nostru, noi trebuie să ne gândim cum dezvoltăm și celelalte tipuri de băuturi pe care noi le putem produce cu succes și, după cum vedeți, le exportăm cu mult mai eficient decât exporturile de vinuri. Deci exporturile de alte tipuri de băuturi alcoolice au un mare impact. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat cu industria noastră a vinului, am făcut un grafic simplu cât vin am exportat noi în Federația Rusă. Deci am avut până la 208 milioane de dolari, ne-am prăbușit la 2 milioane de 100 de ori și acum iarăși am crescut până la 48 de milioane, deci a cincea parte din ceea ce a fost. Iar în prezent, noi am ajuns vinurile în Federația Rusă 3,6 milioane. De fapt, exportul de vinuri în Federația Rusă a scăzut de la 80% la 2,6%. Deci, dacă cândva piața rusă era 80% de tot exportul nostru de vin, acum 2,6%. Partea bună că ne-am învățat să mergem pe alte părți, partea proastă că ne învățăm greu încă. Dar sper că încet, încet vom merge mai departe. Și ultima, penultima, de fapt, este care este prețul vinului pe care noi l-am vândut în anul 2023. Dacă ne uităm atent, eu am luat doar primele 15 țări, că noi am vândut vinuri și mai scumpe. Am vândut și cu 5 dolari mediu prețul și cu 6 dolari. Dar mi se consideră, dacă piața este micuță, am vândut câteva sticle, nu este relevant să luăm ca analiză. Deci prețul mediu în 2023 a fost de 1,28 dolari, nu este foarte mult, dintre care cel mai scump am vândut, dacă să luăm așa, după volum și preț, România. Deci România, în prezent, cu certitudine, este piața numărul 1 a Republicii Moldova. Dacă observați, 24% sau fiecare a patra sticlă de vin merge în România și prețul este unul foarte bun, de 2,48 dolari, deci este practic dublu față de prețul care noi l-am vândut în rest. În SUA a fost cel mai bun, dar volumul de vânzare este micuț, SUA este pe locul 13, Germania e pe locul 3, dar iarăși piața este foarte micuță. China este pe locul 6, deci 3,6%, dar prețul este bun. Olanda este și poziția bună și prețul bun. Mai departe, observați foarte bine, cel mai rău a fost în Belarus, că noi vindem aici foarte mult, aproape 20% din vinul nostru, dar prețul este unul foarte micuț, mult mai jos decât 0,7 dolari, și Georgia, care se află pe locul 3, unde este 0,57 dolari. Deci noi ne-am învățat a vinde vinuri și la prețuri bune, dar până ce vindem și vinuri, cel mai probabil în ca materie primă, unde prețul până ce este mai micuț. Apropo, să nu creadă cineva că sunt contra ca vinul să fie vândut ca materie primă. Noi avem de crescut să producem struguri de la 400.000 de tone să creștem la 2 milioane, deci avem de crescut de 5 ori. Producția de vin obtem crește incomparabil, iarăși de 5 ori. De aceea, nu tot vinul trebuie să-l punem în sticle, dacă îl mai vindem și brut, să avem noi sănătate să producem atâta cât am avea potențialul. Și în sfârșit, ca să vă creați un tablou, am luat care a fost prețul mediu de vânzare de începând cu 2000 până în prezent. Dacă observați, din 2000 până în 2005 prețul mediu de vânzare a fost 0,8 dolari, în 2016-2020 a fost 0,93 dolari, iar în prezent este un preț
cel mai mare, dar ținând cont de inflație, depreciere, valute și multe alte lucruri, nu pot să spune că avem cel mai bun preț la vin de $1.27, dar există și o concurență foarte mare pe plan internațional. În concluzie, ramura care este mândria noastră vinului merită o mai mare atenție. În prezent simțim cum plantațiile viță de vie încet de la populație care cumva le-a primit accidental atunci când a primit cote, oamenii se încep a debărăsa de ele și dacă observați cel mai mare suprafață sunt anume de la ei. Producția strugurilor tehnici pentru vinuri, populația a scăzut de 2-5 ori doar în ultimii mai puțin de 10 ani de zile și acum trebuie de preluat această capacitate de producție. Ceea ce producem noi este bun, dar este incomparabil cu potențialul nostru și, da, avem regiuni care ne putem înric, sunt regiuni vinicole, acolo unde se crește vița de vie, acolo unde se produce vinul. Tot ce ne-a mai rămas de făcut este să exportăm atât vinul cât și celelalte tipuri de băuturi cu care noi în ultimul timp avem succese, dar nu am prea auzit în spațiu public să se vorbească foarte mult despre aceasta. Vă mulțumesc, vă doresc în continuare sărbători fericite și până data viitoare!